Ozana Barabancea. Bună seara! Bine ai venit! Bine că am venit! Dar ce s-a întâmplat? Ne-a furat peisajul în Portugalia. Să-mi povestești. Lângă sala de la Eurovision. Și eram într-un mall cu copiii, cu Diana Enache, cu Iuliana Marciuc, în fine, și ne-am dat noi seama că mai aveam o oră până la decolare. Și în secunda 2 ne-am lăsat... Și voi erați în centrul Lisabonei. Da, am lăsat baltă, mâncarea pe masă și am alergat într-o suflare la metrou. Deci eram, Doamne, deci am fost atât de caragios și acum mi-amintesc. Dacă nu m-am rugat și dacă n-am făcut 1001 de cruci și am zis, Doamne, ajută să ajungem la aeroport. Bineînțeles că Iuliana a chemat o mașină de la Eurovision să ne ajute să ajungem la aeroport. Era așa ca în Speedy Gonzales, eram 5 în mașină și unii peste alții. În fine, foarte, foarte delicată situația. Cert este că a trebuit să-mi las un bagaj în hotel, pentru că noi aveam un singur bagaj de cală și destul de mare. Bagajul meu a fost sacrificat, mâine o să vin în România. Da, dar și cu ce l-au trimis? Cu porumbelul? Sau cu porumbelul, da. Da. Evident că s-a rezolvat problema, dar ia seara am concert și vreau să spun că mi-ai portat noroc apropo de treaba asta. Știu, mi-ai tot povestit despre concertul pe care l-ai și dirijat. Da, l-am dirijat, Lumini Sonore se cheamă orchestra. A fost un concept de familie, a fost un concept cu poveste. Fiica mea a prezentat și a spus publicului că motoul familiei noastre este alege să fiu fericit. Ce fain! Da. Apropo, astăzi e ziua familiei. A, ce frumos! Da. Deci la mulți ani tuturor familiștilor, la mulți ani copiilor mei, la mulți ani taților, la mulți ani mamelor, la mulți ani bunicilor, la mulți ani fiilor, fiicelor. Am scris astăzi un text, nu am apucat să-l public, despre... Mi se pare că dragostea are cea mai bună reprezentare în... celula asta care se numește familia. Adică în familie observ cel mai bine, o să vedeți dacă intrați pe contul meu de Facebook, de Instagram, peste vreo 10-15 minute, probabil în pauza asta o să postez textul. Am făcut un experiment. Dar familia, repet, familia este celula prin care demonstrezi de baza societății, cel mai bine că dragostea da. Există. Ai fost în familie. Da, am fost în familie. De ce? Hai să spun de ce am plecat. Hai să spun de ce. Am fost foarte impresionată de prestația lui Salvador Sobral. Eu i-am scris și o scrisoare deschisă pe Facebook care a fost tradusă în portugheză. El este câștigătorul de anul trecut. Din păcate, n-am avut șansa să-l văd, să dau mâna cu el. Cred că nu sunt pregătită încă psihic. Cred că m-ar fi copleșit lacrimile să-l văd personal. Știu că a făcut rost, e urât spus. A avut șansa la o nouă viață, i s-a pus o inimă nouă, m-am rugat pentru el, ne-am rugat toți din familie. Andriu îmi spunea, fiul meu, mama, suntem mulțumiți că am stat în același oraș cu el. E important măcar că i-am respirat aerul, nu fi necăjită. Știi că n-am reușit să dau mâna cu el. Adică tu, Ozana Barabancea, mai ai emoții când vine vorba despre... Da, nu sunt Ozana Barabancea, eu sunt un om și am și eu slăbiciune, sau dacă vrei, nu neapărat... Nu este idolul meu, dar este un om pe care îl respect din punct de vedere muzical, uman, dacă vrei. Îi simt vibrația și plenitudinea inimii sale și sensibilitatea lui și mesajul pe care l-a transmis m-a copleșit, m-a impresionat, m-a atins și încă am sufletul plin de un an de zile de atunci. Știi că cel mai important este în lumea noastră artiștilor să fii admirat de artiști din aceeași ramură ca tine. Dacă tu ești admirat de un coleg de-al tău de breaslă, eu cred că valorează mai mult decât dacă ai fi admirat de un public sau de către un fan, eu știu, și acum înțeleg pe fanii care te caută și chiar vor din toată inima să te atingă, să facă o poză cu tine. E, așa am simțit eu în fața lui. M-am simțit, am uitat că sunt o zonă Barabancea, că mă știe o țară întreagă. Nu, eram acolo pur și simplu pentru Salvador Sobral. Și chiar dacă am fost în acea sală de la Eurovision unde el a cântat și nu l-am văzut, m-am bucurat enorm. Da. Dincolo de asta, e adevărat că scopul a fost să respire același aer precum câștigătorul de la Eurovision de anul trecut, cel care a dus Eurovisionul la Lisabona. Cum?
Ce efect a avut excursia asta asupra ta și a legăturii tale cu copiii? Eu mi-am dat seama că e foarte greu să ajungi totuși acolo, în sala aceea, și mulțumesc Iulianei Marciu pe această cale. I-am spus de un an de zile că intenționez să vin în Portugalia. Ea a crezut că glumesc, dar nu am glumit. Evident că a fost o investiție să fim toți trei, drum, cazare, n-a fost ușor. Însă ea a fost oarecum mirată, probabil că uite și pasa artistă din România vine, e o fanatică, nu sunt fanatică, pur și simplu din respect și din dragostea mea pentru Salvador Sobral am zis că fac aceste investiții. E un fel de smerenie, că tu nu ai un fanatism, e o smerenie, nu, i-am scris o scrisoare foarte frumoasă. Știu. Și i-am înmânat-o și celor de la ambasadă, în fine am scris pe contul lui de Facebook, totul foarte decent, elegant, de la muzician la muzician, atenție, pentru că termenii pe care eu îi folosesc în această scrisoare se înțeleg doar între muzicieni. Am înțeles. Și revenim la copii. Mi-am dat seama, doamne, pentru copiii mei să meargă în această sală și cu această organizare fantastică, am trecut prin 40 de filtre, vreau să spun că erau acolo polițiști lângă polițist, oameni, voluntari, nu puteai să treci. Aveam un ecoson și doar într-o parte a acestui întreg, eu știu, să spunem, spectacol. Nu s-a putut ajunge chiar aproape. Unde era presa, nu aveam noi loc, unde eram noi, nu avea loc presa. Deci era totul foarte bine, riguros, organizat. Eu am fost alături de echipa României, deci trupa care ne-a reprezentat. A fost o dezamăgire foarte mare și e adevărat, dar eu sunt româncă și țin cu ei. Și chiar aș fi vrut ca ei să câștige. Am căzut primii sub linie. Asta nu înseamnă că nu suntem buni, asta nu înseamnă că nu avem o tradiție în Eurovision, asta nu înseamnă... Bun, speranțele noastre erau mult mai mari, dar mi se pare că e primul an când, chiar dacă nu ne calificăm în finală, cei care au reprezentat România n-au fost... desfințați de foarte frumos. Chibiții ăștia din România. Adică am acceptat soarta. Piesa cumva. A fost victimele bună. Unui sistem de voting. Nu știu asta. Ciudat, nu știu. Nu știu asta și nu pot să mă pronunț, dar oricum, indiferent cine ar fi fost, eu sunt româncă și eu trebuie să-mi susțin românii mei și trebuie să învețe asta. Ai văzut coreografia aia? Că multă lume a criticat prezența noastră scenică. Coreografia sau punerea în scenă sau show-ul este până la urmă un concurs, sau pe vremuri era un concurs de compoziție. Nu mai e. Așa aș vrea să cred, că este un concurs de compoziție. Show-ul este o chestie care vine în plus. Cei care au câștigat, am înțeles, Israelul, au fost... Ok, apropo de chestia asta, de piesa Israelului, să știi că am închis ochii și am ascultat-o. Foarte greu de interpretat. Acele onomatopee și acele sunete pe care le scotea această domniță sunt foarte greu de făcut. Deci, fata aia, pe lângă voce, avea și o lejeritate, avea și o tehnică foarte bună. Deci, ca să poți să imiți sau să poți să faci ceea ce făcea ea, aparte show-ul, nu mă interesează show-ul. Muzical, strict muzical. Tehnic. Avea o personalitate. Doamne, foarte greu, bravo ei. Îmi spunea astăzi prietena mea din Constanța, Monica, ai văzut că a câștigat Israelul? Da, domne, cântați și voi așa dacă sunteți în stare și pe aceea mai discutăm. Una este să vezi și să asculti și alta este să încerci să faci exact ceea ce face omul de pe scenă. Este foarte greu. Hai să ne întoarcem de la artista Ozana, profesoara artista Ozana Barabancea, la omul, femeia Ozana. Ce a însemnat timpul pentru tine în excursia asta? Câteva zile, cât ai stat? Pe unde ai hălăduit? Am fost într-un acvariu superb, pe trei etaje. Împreună cu copiii mei am trimis și poze, nu știu dacă au fost l-a primit Olga. M-am plimbat în croazieră, ți-am trimis poze. M-am plimbat la muzee, m-am plimbat și la shopping, că n-aveam cum. Am luat la pas Lisabona, mi s-a părut fantastică, arhitectura, străzile superbe, o curățenie, o țară de poveste, o țară pe care o voi păstra în sufletul meu și sper să mă reîntorc în Lisabona. Ai băut un vinuț de alcool? Nu, am mâncat dulce, într-adevăr, dar am mers, din numărul încet alcool, am mers foarte mult pe jos.
astăzi am fost la sală, ieri am fost la sală, domnul Alexander Florescu îl urăsc atât de mult, sunt atât de supărată pe el, încât aș merge în fiecare zi la sală. Dar nu-ți permite programul și religia? Îmi permite religia, cum să nu permite religia? Programul, pardon. Programul mi-l fac cum vreau eu, pentru că mersul la sală este, it's a must have. Eu sunt operată de stomac, după cum știți, nu fac reclamă la tot felul de medicamente de la toți indivizii, nu. Uh-huh. Eu am fost operată de către domnul doctor Rubin Munteanu, am slăbit 43 de kilograme și simt nevoia să merg la sală, pentru că altfel nu mă simt bine. Mă doare spatele foarte tare, mușchii paravertebrali au slăbit, iar eu am nevoie de sport, precum are nevoie peștele de apă. Ce frumoasă declarație! Da. Sigur, de mâine e coadă la săli. Da, să fie coadă, să pentru fie. Că este o chestie utilă. Să fie, la dacă Ozan a putut să facă asta și poate să facă asta și îi lipsește când nu face asta, da. Sigur poate... Sigur, cât orice. Timp am fost în Lisabon, am făcut acest mers pe jos și ăsta foarte bun. Am purtat un corset, pentru că în momentul în care nu l-am mai purtat, iarăși m-am prăvălit de spate. Uh-huh. Asta. Dar se spune că, bine, tu acum cu spatele plătești păcatele din anii trecuți, categoric. Se spune că mersul ăsta pe jos e mult mai bun decât alergatul, e mult mai bun decât... Da. Și pentru vârsta mea de 22 de ani e foarte binevenit. La anul vreau să particip la Miss 50s. Da, declarații de dragoste din partea copiilor mai primești? Da. Cum sunt copiii când mai cresc așa? E adevărat că, uite, sunt foarte fericită că am dormit cu fiimea în pat în hotel. Am avut două camere separate. Mai vrea Andrew. La vârsta ei? Nu vrea! Dar am putut și să iau în braț, să o drăgălesc un pic. Că n-aveați cum să dormiți altfel. Da, și azi noapte săraca a avut un coșmar sau în fine, nu s-a simțit bine și a venit la mine în cameră, acasă la noi și a simțit nevoia să iau în braț și m-am bucurat atât de mult, atât de mult mi-a lipsit faptul că, mă rog, nu mai dormim amândouă și simțeam nevoia să iau în braț, să o drăgălesc, să o pup pe ceapă, pe umăr. Deși când s-a trezit nu mai vroia, era deci plecat. Deci va să zic că, vezi, aici îți dai seama că de fapt ei... Chiar dacă cresc, tot copiii tăi rămân și tot de mama au nevoie. Da, că la fel fac și astea mici ale mele. De fiecare dată când visează urât, indiferent cât ar fi ceasul în noapte, vin la noi în dormitor. Da. Și când o să ai tu 70 de ani și ei 50 sau așa, tot copiile tale vor fi și tot vei fi tată. Meseria asta nu, de la meseria asta nu ieși la pensie. Mă rog. Meseria de